Se inaugurează această placă aniversare ca simbol al relațiilor de continuitate dintre statul Israel și România, dintre orașul Petah Tikva și Shimleu Silvaniei. Au onoarea să dezvelească această placă primarul orașului Shimleu Silvaniei, Septimiu Țurcaș, și reprezentanta primăriei orașului Petah Tikva din Israel, Revital Shapira. Vă rugăm! Voi da acum citire textului care stă pe această placă, care spune astfel: acest copac, simbol al păcii și fraternității, a fost plantat cu ocazia vizitei la Shimleu Silvaniei a excelenței sale, domnul Dan Ben Eliezer, ambasador al statului Israel în România, în cadrul demersului de înfrățire dintre orașele Petah Tikva, Israel, și Shimleu Silvaniei, România, ca reflecție a bunei colaborări dintre statul Israel și România. Iar acum, Revital va citi textul în ebraică. העץ הזה נשתל כסמל של שלום ואחווה במהלך ביקורו של מר דן בן אליעזר, שגריר ישראל לרומניה, בעיר שימלאו סילבני, על רקע כינון ברית ערים תאומות בין פתח תקווה, ישראל ושימלאו סילבני, רומניה, כעדות לשיתוף הפעולה הטוב בין מדינת ישראל לרומניה. מולצומים. Înainte de a ne strânge cu toții la această poză comună, vreau să spun că această placă este semnată de domnul primar Septimiu Țurcaș, prin a cărui sprijin a fost posibilă amplasarea ei lângă copacul aniversar plantat în anul 2013 de cei doi reprezentanți ai statelor Israel și România. Vă invit. I would like to add the fact that this anniversary plaque is signed by the mayor of Shimleu Silvaniei. This plaque was put here with his great support to the memorial tree that was planted 2 years ago together with His Excellency, the two representatives of the Romanian state and the state of Israel. Thank you very much, and we invited all of you for a picture together. Picture.